la momentul de față, însă are un pașaport cu restricții, poate să călătorească numai în spațiul Schengen. Și cum noi nu suntem încă în Schengen, în România nu poate veni până în 2020. Pregătim următorul roman pentru venirea lui aici. E un roman puternic care confruntă nazismul și islamismul prin povestea a doi frați. Romanul ăsta, și nu vreau să fie un spoiler, ci se spune chiar de la începutul romanului, și atunci pot să vă spun și eu lucrul ăsta. Sunt doi frați, unul de 25 de ani, cu studii înalte, un tip genial, care deja știe nu știu câte limbi străine și care într-un fel s-a salvat. Algerianul care vine la Paris și care s-a salvat. Nu se întâlnește atât de des, e un caz destul de rar. Apoi fratele lui de 16 ani, care intră într-o gașcă și imamul încearcă să-i radicalizeze, ceea ce nu va reuși. Și acești doi frați, în momentul în care ne aflăm în anii 90 în Algeria, cu forțe teroriste, era război civil, forțe teroriste încercau să înăbușe democrația și să instaureze islamismul, de fapt fanatism religios, cam atât, despre asta era vorba. Și cum acționau, și chiar așa s-a întâmplat, pur și simplu rădeau, omorau sate întregi. Și așa se întâmplă cu familia fraților Schiller. Și în acel moment, printr-un concurs de împrejurări și prin întâmplări dramatice, fratele cel mare află că tatăl lor așa de bun și cu minte, care venise într-un sat îndepărtat din Algeria, să-i să piardă urma de fapt, să refugiase și care s-a căsătorit cu Algeria, cu algeriancă, fusese hesesist, a participat la soluția finală, fiind inginer chimist, ceea ce este și boală în Sansal, deci de asta se știe foarte bine despre ce vorbește. Sunt doi frați, fratele cel mare poartă vina și își duce vina până la capăt. Fratele cel mic reușește să se salveze. Și de fapt, raza de lumină de la el vine. Înainte, micul golănaș, care de fapt la moartea fratelui lui trebuie el să preia vina, să o exorcizeze și să meargă mai departe. Vreau să vă citesc, înainte de a-i da cuvântul celui de-al treilea fan al cărții, o pagină din acest roman. Tocmai mă pregăteam, ne spune băiatul de 16 ani, tocmai mă pregăteam să pornesc în căutarea imamului ca să-i crestez o svastică pe frunte, când o voce mi-a strigat pe nume: Mali, Mali, apropie-te puțin, apropie-te, zic. Era condat, ieșea dintr-o mașină a poliției, fără însemne. M-am dus spre el cu mâinile în buzunare. Vino încoace, îmi spuse trăgându-mă de braț. După care m-a controlat sumar ca să vadă dacă nu aveam vreun cuțit sau vreo bazuca. O scurtă privire aruncată tovarășilor a fost de ajuns ca să-i facă să stea locului. Ținu timp să o faci pe deșteptul. Știu ce puneai la cale împreună cu paiațele tale. Nici vorbă de așa ceva, domn. Ne duceam la agenție să vedem dacă nu cumva. Ura! Vă jur, domnule comisar. Bagă bine la cap. Imamul e treaba mea, nu e treaba voastră. Nu o să spun asta de două ori. Dacă îi zici doar bună ziua, te salg pentru tentativă de omor. Și îți mai interzic să mai dai târcoale moscheii, așa cum tot faci de ieri împreună cu clopnii tăi. Înțeles? Nu înțeleg. Nu mai avem acum nici dreptul să mergem unde vrem. M-a apucat iar de braț și m-a lipit de zid. Ascultă, micuțule, știu de unde îți vin ideile astea, din jurnalul fratelui tău, dar n-ai înțeles nimic. El n-a ieșit să omoare oameni pentru că alții au făcut-o. A încercat doar să înțeleagă.
iar asta l-a omorât pe el. Hai, hai, du-te, întoarce-te acasă și ia-ți și paiațele cu tine. La ora 18 punct te aștept la mine în birou și mereu cu mâinile afară din buzunare. Copiii ăștia înțeleg ce vor mami și ne aflăm, atenție, la Paris, într-o suburbie a Parisului, înțeleg că vor să-i radicalizeze și se ridică împotriva lor. Radu Paraschivescu.